Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța și-ar putea redeschide porțile de săptămâna viitoare. Vor fi funcționale saloanele de la demisolul clădirii, laboratoarele și farmacia unității medicale. Până în prezent, aici au fost executate toate lucrările necesare, care să ofere siguranță deplină atât pacienților cât și angajaților. Suntem cu toate lucrările finalizate la demisol. Este refăcută instalația electrică în totalitate și, după cum vedeți, și în acest salon este aparentă. Ne aflăm într-unul dintre saloanele cu 3-4 de spitalizare de zi de la demisolul clădirii. După cum vedeți, a trebuit să extindem și aici instalația de oxigen dacă vor mai fi cazuri de pacienți cu COVID sau alte afecțiuni care vor necesita aport crescut de oxigen, să se poată asigura încă din primele momente de la intrarea în spital. Saloanele care se vor deschide sunt dotate cu sistem de alarmă în caz de incendiu, ventilatoare noi, senzori de detecție a oxigenului și hidranți. Acum suntem în faza în care sunt finalizate și implementate în totalitate în tot demisolul clădirii. În demisol, din punct de vedere medical, funcționează doar spitalizarea de zi, dar și acest lucru eu zic că este un prim pas important. Pe lângă demisol mai sunt gata spațiile de pe latura mică de la parter, unde funcționează laboratorul spitalului, și latura mică de la etajul 1, unde funcționează farmacia spitalului. Este pentru prima dată când demisolul Spitalului de Boli Infecțioase este prevăzut cu instalații de oxigen. Pacienții care au nevoie de oxigen pot fi aduși aici. Aici este senzorul de oxigen care declanșează tot mecanismul de ventilație. În clipa în care concentrația depășește 21,5%, pornește automat extractorul de oxigen. În acest moment, în demisolul unității medicale pe secția spitalizare zi, sunt disponibile 10 paturi.